Domnule ministru îmi permiteți să beneficiez de prezența dumneavoastră aici în plenul Parlamentului și să aflu dacă este o adev adevărată o informație care a apărut recent în presă. Într-o investigație jurnalistică se arată că doar în trei luni Guvernul Republicii Moldova a cheltuit pentru promovare pe o rețea de socializare 4751 de euro iar premierul recean 1892 de euro. Vreau să știu dacă este adevărată această informație. Unde sunt prevăzuți acești bani și dacă există un capitol aparte pentru promovare care este suma totală pentru promovare și încă un detaliu vreau să mai înțeleg. Grație acestei promovări beneficiați doar de like-uri sau și inimioare. Mersi. Mulțumesc, doamna Raileanu. Eu, eu o să cerșesc o inimioară de la dumneavoastră atunci. Acum, eu m-aș bucura foarte mult, dumneavoastră, să faceți investigații personal, nu doar ziarele, și să vedeți cum foarte mulți bani, și este vorba despre sute și milioane de euro, sunt cheltuiți netransparent, pentru propagandă, pentru informații false. Eu, pe de altă parte, întotdeauna pun numele meu în spatele oricărui bănuț promovat pe Facebook și eu promovez activitatea Guvernului. Exact așa ca și cancelarea de stat. Promovează activitatea guver Guvernului, promovează foarte important politicile publice, pentru că o politică publică va funcționa doar atunci când lumea va cunoaște. Și nu este vorba despre promovare politică. Este vorba despre promovarea politicilor publice, pentru că dacă spui că lansezi programul 373, lumea trebuie să știe că acest program există, care sunt condițiile și cum un antreprenor poate să aplice. Dacă spui oamenilor că dacă adopți o politică publică care spune că, uite, de azi înainte nu mai trebuie să mergi la Raion, te duci direct la uh, uh, medicul tău de familie ca să-ți prescrie uh, o vizită la Bălți sau la Chișinău pentru o investigație. Cetățeanul trebuie să știe. Și atunci, eu personal, foarte transparent, dar și Cancelarea de Stat, foarte transparent, spune cetățenilor, prin canalele de comunicare care sunt disponibile. Pentru că astăzi, da, urii oameni încă se uită la televizor. Dar sunt foarte, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care deja se informează de pe Facebook. Și atunci, încă o dată, foarte transparent, informăm cetățenii și, cum am spus, eu niciodată nu o să ezit să pun numele meu acolo unde am cheltuit un ban. Același lucru o face și uh, guvernul. Asta facem. Mulțumesc!